Să arătă lumii întregi că se poate câștiga un concurs doar cu voce. Și? Și talent, și carismă, și... Și ai... Și atât. Și am? Și ai venit la noi pentru că ești ciung? Nu. Da, și te-au dat părinții afară din casă? Nu, nici vorba, maică m-a susținut, venea cu mine la București tot timpul, m-au susținut de mic, m-au încurajat. Nu, n-am probleme. Da, am venit și cu chitară, când și la chitară. Voce și chitară, scuze, am uitat. E fabulos, mai ales că n-ai mâini. Cum să n-am mâini? Hello? Do? Nu, hai să ne înțelegem. Nu interesează pe nimeni că tu ai voce, că tu cânti la chitară, ne trebuie o poveste. Când? Bine de tot. Excelent, nu interesează pe nimeni. Trebuie să ai o poveste, noi trebuie să facem audiență. Am mai vorbit despre asta. Ia-o de la început. Măcar o mână. Că dacă e la chitară, nu pot să cânt cu două. Hai. Una și fac... și dau cu buzele așa tot. Excelent. Da? Ia-o de la început. Stai să... Salut, sunt Florin Ristei și am venit la X Factor. La noi, la emisiune. La noi, la emisiune, să vă arăt ce talent am. Pot să cânt la chitară cu o mână. Și cum s-a întâmplat? Cum ai pierdut mâna? Am avut un accident. Accident? Un accident. Am avut un accident. Ciu-ciu. Am avut un accident de tren. Eram cu iubita. Eram cu iubita și am vrut să-i cânt la chitară și am vrut să fac un gest romantic. E bine? Și am întins mâna să-i dau o floare. Și n-am văzut că venea... N-am văzut că venea trenul. Viteză? Viteză mare. De la Drohoi venea trenul. Eu sunt din Galați. V-am zis că sunt din Galați? Când bine. Și când am întins mâna să-i dau... Cred că ajunge, nu știu. Ajunge? Și... tocmai ce ți-ai pus și un picior. Nu. No. Hai, mă, te rog, mă, trebuie să facem puțin. N-ajunge mâna. Cu dinții, cu gura, ce... Nu, cu dinții, ok, găsește ceva cu dinții. Îmi miroase gura din când în când. Ara, foarte bine. Da. Delia, poți să te rog să nu mai faci anul ăsta sala palatului înaintea mea? Nu-mi înveți publicul cu muzică bună și... ia iure. Stana mea nu-i foarte bună. Baby, n-am mâncat nimic mai bine. Ce fals râdeți ei. Râdeți fals. Râdeți de parcă v-ar fi pus cineva să faceți asta. What the f***, în p***a mea. Ce bună asta, m-a scat. Care pune cineva să fac asta. What the f***. Ce film prost. Am timp să mă duc să fumez o țigară. Aș fuma o țigară. Salut, mă, băga și pe mine! Unde să te băgăm? La concurs am venit să cânt, să... Stai puțin, că nu știu și noi ceva. Dar cine ești? Ristei sunt. Ciungu? Ciungu, da. Ia vezi, domnul Dani, că s-a jignit concursarul. Ce-i, bă, concursarul? Te-ai rușinat, bă, bă, concursar! Zim când, când să intru și eu. Da, du-te, bă, intră, bă, n-am să așa grăbiți. Hai, du-te, intră, mersi. Intră. Vizeți că se filmează. Stai, vină acolo. Stai, se filmează, stai, hai. Doamnelor și domnilor, el este Ristei, un copil minunat și plin de talent, dar care și-a pierdut mâna într-un accident. Ai putea spune că... Nu te la mine. Nu prin sezonul următor, ai înțeles? Zi textul. Text. Ai putea spune că... Aș trecut din gură. Ai putea spune că... povestea lui este una romantică. Accidentul a fost unul din dragoste. Nu-i așa? Zi da. Da. El a încercat să-i dea o floare. A venit trenul. Să mă, ce aș plânge? Și eu pot să plâng. Sunt foarte sensibil. Ristei, doamnelor și domnilor, un copil minunat care nu are cum să nu-ți intre la inimă. De departe, pentru noi este concurentul preferat. Îți doresc succes. Baftă! Stai puțin, te rog frumos. Dă-o pe aia la altă.
Înainte de toate, aș vrea să-mi dai mie emoțiile tale și energiile tale negative, da? Nu uita, drumul tău începe acum. Mulțumesc frumos, mă duc să cânt? Baftă, da. Baftă. Mersi, salut! Șervețel, 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 șervețel. Mama, asta ars mâncat. Oh. Eu vă mulțumesc frumos, să rămână. Nu tu, nu tu. Excelență ăștia, pupleții. Foarte tare, scuze. Doamna Delia, dacă permiteți. Pentru că aș vrea să știu cum te cheamă. Sunt Florin Ristei și am venit astă seară să vă cânt. Foarte bine. Dragul meu, Florin. Bănică, voiam să... Dragul meu, Florin. Aș vrea să, dacă se poate, după care treci și la domnul Bănică. Sunt și eu aici. Dragul meu, aș vrea să fi sincer, pentru că noi la concursul ăsta, noi nu tolerăm măști, da? Când tu... Dacă îmi permiteți, domnule. Da, da, scuze-mă, scuze-mă. Când tu vreau să înrăurească din sufletul tău și el să constituie o punte între noi și adevărata ta față, bine, da? Ne-am înțeles. Da, țin cont, mulțumesc frumos, da. Domnul Bănică, vreau să vă zic că sunt un mare, mare admirator. Hai. Bravo, mă, băiatule! Asta e atitudine de X-Factor, bravo! Mulțumesc. Vreau să zic că sunt un mare admirator al Deli, îmi place foarte tare. Mersi, bravo, mă, băiatule! O să beau, ce-ți dau o gură de ceai. Și înainte să când voiam să vă zic și de ce am apărut așa în fața asta, nu vreau să vă întristez pentru că e doar despre voce concursul ăsta. Vreau să vă zic că am vrut să fac un gest, am rămas fără o mână, dar asta nu mă împiedică să cânt. Pe scurt, eram cu iubita mea. Mă pregăteam să fac o declarație. E foarte greu să vorbesc despre asta acum. Să fac o declarație de dragoste, eram pregătit cu tot, cu inel, cu tot ce se poate și când am întins mâna să-i dau o floare, eram foarte aproape de șinele de tren și n-am văzut că venea trenul din stânga. Atunci s-a întâmplat evenimentul. Iubită nu mai am din ziua aia și sper măcar iubita să vină înapoi după prezența mea la acest concurs. Sper să mă descurc și asta e povestea mea. Nefericit accidentul, dar dacă e nevoie, mai am și o chitară în spate dacă trebuie la a doua piesă, știu că mai cereți. Vom vedea după. Îți pot oferi eu o mână de ajutor. Da, hai să ascultăm atunci. Aplauze, hai. Sunteți deosebit de spiritual, domnul Bănic. Astăzi sunteți în formă. Mi-a primit așa pe moment, știi, ca o glumă. Muzică. Do I attract you? Do I repulse you with my crazy smile? Am I the Freddy? Am I the daddy? Do I like what you like? I could be lonesome, I could be wholesome, I guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me? But that making me cry. I try to be like Grace Kelly, but I lose what you said. And I try a little Freddy.
Sunt bun, mă, băi, sunt bun, sunt cel mai bun, băi, sunt foarte, foarte, foarte bun. Mulțumesc, Doamne! Întreabă-mă ce fac. Ce faci? Audiență, cum ce fac? Stai, mă, așa că dincolo au adus un orb în cărucior. Ori poate orice. Bravo! Bravo. Mie mi se pare că e ceva în neregulă cu băiatul ăsta. Nu știu dacă luăm așa, nici pe mine nu m-a făcut să râd, adică nu m-a amuzat. Păi nu te-a amuzat pentru că nu ești la umor, bled. Focus în p***a mea, focus! Te rog. Dacă se poate să jurizez eu primul și după care puteți sigur, să... Te rog, cum și s-a părut masca? Domnul Florin. Mă rog. Vreau să zic că m-am simțit ca la doctor. Și știi de ce? De ce? Pentru că ești primul concurent care mi-a oferit o radiografie sufletească muzicală a sufletului tău. Extraordinar! Aplauze pentru domnul Carla! Bravo, vă, băiatule! Ești extraordinar! Asta e din, din partea mea, da, gata, ziceți domnul Florin. Mulțumesc! Pentru că e nerăbdător. De domnul Bănică mi-e frică. Florine, am fost sceptic în cazul tău. De ce? Povestea cu mâna. Adică, mă așteptam la mișcare asta, pentru că piesa o cerea. Dar vocea ta e de aur, bă, băiatul. Pantalonii sunt extraordinari, glezna se vede perfect. Mi-am luat și lanț ca dumneavoastră. Din partea mea ai un da, bravo. Domnul Bănic nu e chiar un exemplu pe care să-l urmezi la vestimentație. Uite-te la vârsta mea, cum arăt. Da, mie mi-a plăcut foarte mult de tine, ai o emisie foarte bună. Deschis așa, mi-a plăcut, n-am ce să spun. Adică, da, clar. Ce ai... frumoasă ești. Mersi. Hai. Ai patru de da. Bravo, bravo, bă, bravo, bă, de da. Ne vedem mâine. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Extraordinar. Extraordinar. Bă, băiatul, ce prestație. Dă pe cap cu mâna aia. Băi, bled, fumăm o țigară sau cum facem? Deci mă stau cu țigara. Apropo de sala palatului, până la urmă te-ai hotărât? Te rog frumos, ustrici programul. Băi, băiatule. Ce? Mi-a plăcut de el, lasă-mă cu programul. Măcar anul ăsta. Avea ochii frumoși. Foarte bun, dar am și eu planurile mele. Cine stă la masă?